lucrările ședinței noastre de azi. Supune spre aprobare procesul verbal de la ședința lunii anterioare, după care doamna secretară va prezenta ordinea de zi și vom supune spre aprobare proiectele de hotărâre. Vă mulțumesc pentru participare. O să deschid, da, lăsați cam să... Deci o să spun eu. La solicitarea domnului viceprimar Botoc Gabriel, acesta, cu aprobarea Consiliului Local, prezent, acesta va participa în format electronic la ședința de Consiliul Local. Din acest motiv, vă aduc la cunoștință, Consiliul Legal este legal constituit, întrucât îndeplinește totul stabilit de lege. Vom trece întâi la votarea procesului verbal al ședinței anterioare din luna iulie 2020. Dacă sunteți de acord cu acesta. Domnul Vice, sunteți de acord cu procesul verbal? Da, da, sunt de acord. Bine, vă mulțumesc. Voi da citire ordinei de zi. În temeiul articolului 133 aliniatul 1 și articolului 134 aliniatul 1 litera A din OUG 57 pe 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a dispoziției numărul 101 din 37 din 3 și a dispoziției 101 pe 2020 listă de primarul Comunei Bârgărești, se convoacă Consiliul Local al Comunei Bârgărești în ședința ordinară ce va avea loc luni 31 august 2020, ora 9:30. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bârgărești în ședința ordinară care va avea loc luni 31 august 2020, ora 9:30, următorul proiect al ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Bârgărești pentru anul 2020. 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier local a domnului Balint Eugen, membru ALDE, și declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul Local al Comunei Bârgărești. 3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier local a domnului Renghe Mihai Emir, membru ALDE și declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul Local al Comunei Bârgărești. 4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier local al doamnei Botoș Gabriela, membru ALDE și declararea ca vacant al locului deținut de aceasta în Consiliul Local al Comunei Bârgărești. 5. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier local al domnului Bodea Gheorghe, membru ALDE și declararea ca vacant al locului deținut de acesta în Consiliul Local al Comunei Bârgărești. 6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier local al domnului Norgoș Valentin, membru PSD și declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul Local al Comunei Bârgărești. 7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Trifan Daniel, membru ALDE, și declararea ca vacant al locului deținut de acesta în Consiliul Local al Comunei Bârgărești. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârgărești pe trimestrul 2 al anului 2020. 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. 10. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude către SC Delgat Vitesa, suprafeței de 7 metri pătrați teren, ocupat definitiv de Fundația Stâlpilor Proiectați în vederea realizării lucrării, realizare condiții de coexistență pentru instalarea de cablu fibră optică pe Stâlpilea, în Comuna Bârgărești, județul Bacău, 11. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice
privind completarea anexei privind achizițiile directe. Pe anul 2020, 12, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la investiția în construire grupuri sanitare la școala gimnazială Pârgărești, în comuna Pârgărești, județul Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Pârgărești pentru anul 2020 la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale stabilite pentru persoana cu handicap. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE plus IP, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe an, asumată de delegatar la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6 mai 2015 și a actului adițional numărul 4 la contractul 180/2957 din 6-5-2015, respectiv diminuarea tarifului de la 2654,82 lei pe tonă fără TVA la 1414,47 lei pe ton. Și 15. Proiect de hotărâre privind declararea unui teren și a unui pârâu ca bunul de interes public local. Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primarul comunei. Dacă sunteți de acord cu proiectele propuse. Mulțumesc! Domnul Bortoc, sunteți de acord cu ordinea de zi? Sunteți de acord cu ordinea de zi? Întoarceți pe dumneavoastră. Bine, mulțumim. Primul punct se are ca urmare a propunerii domnului de Genarnic în ședința anterioară. Se propune să alege în funcția de președinte de ședința Consiliului Local Pârgărești domnul consilier Alexia Ambrozie, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de acesta în luna august 2020. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Vă mulțumesc! De acord? De acord cu... Mulțumesc! Punctul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încercării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier local al domnului Balinte Ungen, membru OADE, și declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul Local al Comunei Pârgărești. Articolul 1. Aliniatul 1. Se ia cu privire la încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier local al domnului Balinte Ungen, membru OADE. Aliniatul 2. Consiliul Local al Comunei Pârgărești constată încetarea calității de membru al domnului Balinte Ungen în cadrul Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială. Articol 2. Este declarat vacant locul deținut de domnul Balinte Ungen, consilier local, membru al ALDE, în Consiliul Local al Comunei Pârgărești. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc! De acord? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier local al domnului Renghel Mihai Emil, membru OADE, și declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul Local al Comunei Pârgărești. Articolul 1. Se ia cu privire la încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Renghel Mihai Emil, membru OADE. Aliniat 2. Consiliul Local al Comunei Pârgărești constată încetarea calității de membru al domnului Renghel Mihai Emil în cadrul Comisiei pentru Administrație Publică Juridică, Apărarea Ordinei Publice și a Drepturilor Cetățenilor. Articolul 2. Este declarat vacant locul deținut de domnul Renghel Mihai Emil, consilier local, membru OADE, în Consiliul Local al Comunei Pârgărești. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Mulțumesc! Sunteți de acord? Mulțumesc, mulțumesc. Trăiască presăismul. 4.
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier local al doamnei Botuș Gabriela, membru ADE și declarată vacantă la locul deținut de aceasta în Consiliul Local al Comunei Cârgărești. Articolul 1 se ia cu privire la încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier local al doamnei Botuș Gabriela, membru ADE, aliniat 2. Consiliul Local al Comunei Cârgărești constată încetarea calității de membru al doamnei Botuș Gabriela în cadrul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului și Comerț. Articolul 2 este declarat vacant locul deținut de doamna Botuș Gabriela, consilier local membru al ALDE, în Consiliul Local al Comunei Cârgărești. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Vă mulțumesc, domnul Borto. De acord, da? Bine, mulțumim. Următor. Hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Bodea Gheorghe, membru ALDE și declararea ca vacant a locului de sub de acesta în Consiliul Local al Comunei Cârgărești. Articolul 1. Se ia cu privire la încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Bodea Gheorghe, membru ALDE. Consiliul Local al Comunei Cârgărești constată încetarea calității de membru al domnului Bodea Gheorghe în cadrul Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială. Articolul 2. Este declarat vacant locul deținut de domnul Bodea Gheorghe, consilier local, membru ALDE, în Consiliul Local al Comunei Cârgărești. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus, vă mulțumesc. Domnul Bortoc, de acord? Mulțumim! Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale și demisia mandatului de consilier local al domnului Dorboș Valentin, membru PSD și declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul Local al Comunei Cârgărești. Articolul 1 se ia cu privire la încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier local al domnului Dorboș Valentin, membru PSD. Consiliul Local al Comunei Cârgărești constată încetarea calității de membru al domnului Dorboș Valentin în cadrul Comisiei pentru Administrație Publică Juridică, Apărarea Ordinei Publice și a drepturilor cetățenilor. Articolul 2 este declarat vacant locul deținut de domnul Dorboș Valentin, consilier local membru al PSD, în Consiliul Local al Comunei Cârgărești. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. De acord? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisia mandatului de consilier local al domnului Trifan Daniel, membru ALDE și declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul Local al Comunei Cârgărești. Articolul 1. Se ia cu privire la încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier local al domnului Trifan Daniel, membru ALDE. Consiliul Local al Comunei Cârgărești constată încetarea calității de membru al domnului Trifan Daniel în cadrul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului și Comerț. Este declarat vacant locul deținut de domnul Trifan Daniel, consilier local, membru ALDE, Consiliul Local al Comunei Cârgărești. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Mulțumesc, de acord? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuielile Comunei Cârgărești pe trimestrul 2 al anului 2020. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuielile Comunei Cârgărești pe trimestrul 2 al anului 2020, în valoare totală de 2.749.214 lei, din care 2.594.214 lei la secțiunea de funcționare și 155.000 lei la secțiunea de dezvoltare.
se aprobă execuția cheltuielor bugetului local de venituri și cheltuielea Comunei Pârgărești pe trimestrul 2 al anului 2020, în valoare totală de 1.504.507 lei, din care 1.395.398,71 lei la secțiunea funcționare și 109.101,29 lei la secțiunea de dezvoltare. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. De acord? Mulțumesc. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Se aprobă rectificarea în trimestrul 3 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești pentru anul 2020, după cum urmează. Se transferă suma de 25.000 lei din trimestrul 4 al anului 2020, repartizată pentru susținerea cultelor în trimestrul 3 al anului 2020. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Vă mulțumesc. De acord? Da. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uși și servitude către Sece Delgat Grizesa a suprafeței de 7 metri pătrați teren, ocupat definitiv de Fundația Stâlpilor Proiectați în vederea realizării lucrării, realizare condiții de coexistență pentru instalarea de cablu fibră optică pe Stâlpilea, în Comuna Pârgărești, județul Bacău. Se conferă cu titlu gratuit dreptul de uși de servitude, care au ca obiect utilitatea publică, care se exercită fără înscrierea în cartea funciară, a terenului ce aparține domeniului public al Comunei Pârgărești, în suprafață totală de 7 metri pătrați, situați în intravilanul localității Pârgărești, respectiv 2 metri pătrați în sat Pârgărești pentru fundația 2 stâlpi proiectați, în sat Satul Nou, 1 metru pătrat pentru un stâlp proiectat și în sat Nicorești, 4 metri pătrați pentru 4 stâlpi proiectați către Sece Delgat Grizesa, în vederea realizării lucrării, realizare condiții de coexistență pentru instalarea de cablu fibră optic pe stâlp Ilea în Comuna Pârgărești, județul Bacău. Dreptul de uși de servitude acordat în conformitate cu aliniatul 1 se realizează cu titlu gratuit pe toată durata executării lucrărilor și existenței rețelei electrice, cu condiția refacerii suprafețelor afectate la starea inițială și de dinaintea începerii lucrărilor. Se aprobă ocuparea definitivă a suprafeței de 7 metri pătrați teren reproductiv de fundațiile stâlpilor proiectați pe domeniul public la limita de proprietate în zonele stabilite la articolul 1. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Dumneavoastră, de acord? Mulțumim, mulțumim. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice și anexe privind achizițiile directe pentru anul 2020. Se aprobă completarea programului anual al achizițiilor publice și anexe privind achizițiile directe, după cum urmează. Capitolul 1. Se completează următoarele puncte. 173, fir medicinal 7 bucăți. 174, flori de hârtie, 15 bucăți, 175, dezinfectant pentru mâini, 12 bucăți, 176, mâini de protecție, 1000 de bucăți, 177, dușiere, 10 bucăți, 178, pixul, 50 de bucăți, 179, tot hârtie de scris, 5 bucăți, 180, lacăte, 15 bucăți, 181, lanterne, 13 bucăți, 182, mânuși, 1000 de pere, punctul 183, plăci, OSB, 3 bucăți. Și capitolul 2 se completează cu următoarele puncte. Punctul 137, servicii de verificare tehnică de calitate a studiului de fezabilitate DALI, documentație de avizare a lucrărilor de investiții pentru modernizarea prin asfaltarea drumurilor afectate de pinturile din cursul anului 2019 în Comuna Pârgărești, județul Bacău. Și punctul 138, servicii de verificare, documentație pentru lucrări
hidrotehnice pentru amenajare a ZPR-ul Boghi și PR-ul de pe strada Mihai Eminescu pentru obiectivul de investiții, modernizarea prin asfaltarea drumurilor afectate de vinturile, inclus în anii 2019 în Comuna Bărgărești, județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Sunteți de acord? Mulțumim! Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la investiția construire în grupuri sanitare la Școala Gimnazială Bărgărești, în Comuna Bărgărești, județul Bacău. Se aprobă indicatorii tehnico-economice a investiției construire în grupuri sanitare la Școala Gimnazială Bărgărești, în Comuna Bărgărești, județul Bacău, după cum urmează. Valoarea totală a investiției este de 649.853,70 lei, din care valoarea TVA 99.596,71 lei și valoarea investiției fără TVA 546.256,98 lei. Valoarea cerului semnului investiției este de 493.721,10 lei, din care valoare TVA 78.829,42 lei și valoare fără TVA 414.891,68 lei. Toate au fost calculate la curs euro din luna august 2020 de 4,8344 lei. Durata de realizare a investiției este de 24 de luni. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Vă mulțumesc! De acord, da? Mulțumim! Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Bărgărești pentru anul 2020 la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale stabilite pentru persoana cu handicap. Consiliul Local al Comunei Bărgărești aprobă pentru anul 2020 costul mediu lunar pentru întreținerea persoanei adulte cu handicap cu măsura de protecție în servicii de tip rezidențial, în sumă de 6.039 lei pe lună, pentru Bortoș Ciprian din sat Nicorești, instituționalizat la CAPD Costache Negri, Târgu Ocna. Contribuția Consiliului Local al Comunei Bărgărești de Bacău la susținerea persoanelor cu handicap instituționalizate și care au domiciliu pe rata Comunei va fi în procent de 35% din suma aprobată la aliniatul 1, respectiv 2.114 lei pe lună. În acest sens, urmează a se încheia contractul de asociere cu Consiliul Județean Bacău și DGASPC Bacău. Articolul 2. Se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial la persoane cu handicap, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Mulțumesc. Domnul Bordo, de acord? Da. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de recolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile de la populație și aer pusipe, luând în calcul cantitatea programată de 100 de tone pe an asumată de delegatar, la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6 mai 2015 și actului adițional numărul 4 la contractul 180/2057 din 6 a 5 a 2015, respectiv diminuarea tarifului de la 2654,82 lei pe tonă fără TVA la 1414,47 lei pe tonă. Se aprobă diminuarea și aplicarea de către SECE Compania Rompei Service SA a următoarelor tarife de la data semnării actului adițional numărul 4 la contractul numărul 180/2957 din 6 a 5 a 2015, conform fișelor de fundamentale din anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre.
1414,47 lei pe tonă pentru deșeurile reciclabile din mediul urban și rural, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe an asumată de delegatar, prin adresa numărul 2019 din 25 iunie 2020. Se aprobă actul adițional numărul 4 la contractul 1078/1087 din 16 aprilie 2018, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Se acordă mandat președintelui Asociației Sorin Brașoveanu să semneze numele și pe seama asociațiilor actul adițional numărul 4, conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâri. Articolul 3. Se împuternicește doamna Iulișca Victoria, având calitatea de reprezentantă al Comunei Pârtărești și Județul Bacău, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și 2 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Mulțumesc, domnul Motor, de acord, da? Mulțumim! Și în ultimul punct, proiect de hotărâre privind declararea unui teren și a unui pârâu ca bunul de interes public local. Se aprobă declararea unui imobil, drum, de exploatare din satul Nicorești, Comuna Pârgărești, Județul Bacău, ca bun de interes public local, conform anexei, parte integrantă a prezentei. Se aprobă declararea unui imobil pârâu din satul Pârâu Bolghi, Comuna Pârgărești, Județul Bacău, ca bun de interes public local, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Planurile de amplasament și delimitare a imobilelor realizate de 10 tot pe timp SRL Onești sunt atașate la anexa prezentei hotărâri. Se aprobă intabularea bunurilor prevăzute în anexa prezentei hotărâri, ca fiind proprietatea publică a unității administrative teritoriale a Comunei Pârgărești, Județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre inițial. Da, ești de acord? Domnul Motoc, de acord, da? Mulțumim frumos! Diverse. Am să vă rog, dacă aveți probleme, să vă ați cuvântul. Vă rog, dacă se poate și dacă doriți. Dacă nu mai sunt alte probleme, închidem lucrările ședinței noastre de azi. Am mulțumit pentru participare și pentru aprobarea tuturor.